Procurori din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Zalău au trimis în judecată pentru săvârșirea 4 infracțiuni de furt calificat pe inculpatul Antonio Daniel Caba. Se pare că acesta ar fi pătruns în locuințele mai multor persoane, de unde a sustras bunuri, bijuterii din aur și bani. Potrivit unui comunicat de presă remis de procurori din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Zalău, inculpatul Antonio Daniel Caba a pătruns în locuința persoanelor vătămate Rațioan, Bot Maria, Mureșan Viorel și Sabă Lucian, de unde a sustras bunuri, bijuterii din aur și bani. Prin același rechizitoriu, inculpatul Tite Sever a fost trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunii de tăinuire, constând în aceea că la data de 11 iulie 2015 l-a ajutat pe inculpatul Caba Antoniu Daniel să valorifice bijuteriile sustrase din locuința persoanei vătămate, Sabo Lucian, amanetând 104,7 grame de aur și obținând suma de 200 de lei, precum și primirea de către acesta a mai multor bijuterii de la inculpatul Caba Antoniu, știind sau cel puțin prevăzând că acestea provin din săvârșirea unei infracțiuni. De asemenea, prin rechizitoriul din data de 20 octombrie 2015, a fost formulată propunerea de arestare preventivă pe o durată de 30 de zile a inculpatului Caba Antoniu Daniel. Propunerea a fost admisă la data de 20 octombrie 2015 de judecătorul de cameră preliminară din cadrul judecătoriei Zalău, care prin încheierea penală a dispus arestarea preventivă a inculpatului pe o durată de 30 de zile, începând cu data de 20 octombrie 2015 până la data de 18 noiembrie 2015 inclusiv. Precizăm că punerea în mișcare a acțiunii penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de Procedură Penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate în nicio situație să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție, precizează procurorii sălăjeni în același comunicat.